Parcul este situat în imediata apropiere a celui mai mare centru comercial din Târgoviște. Vorbim în total de o suprafață de 16.480 de metri pătrați, care va cuprinde fântâni arteziene, loc de joacă, zonă de fitness, o bibliotecă în aer liber, dar și alei pietonale și piste pentru biciclete. Este vorba de o investiție pe fonduri europene, o investiție care vizează aproximativ 16.000 de metri pătrați. La acest moment suntem în faza de așternere a rulourilor de gazon, vreo 14.000 de metri pătrați de gazon. De asemenea, această investiție presupune plantarea aproximativ 500 de arbori și arbuști. Este o zonă cu totul și cu totul nouă, o zonă care până acum era neutilizată, degradată, care pe fonduri europene, iată că se transformă într-un parc cu o bibliotecă în aer liber, cu o fântână arteziană, cu un mini-amfiteatru, cu tot ceea ce este necesar, cu loc de joacă pentru copii, cu un scurt circuit pentru biciclete, cu tot ceea ce este necesar pentru relaxare, pentru agrement, aici, într-o zonă a municipiului Târgoviște, care era până acum închisă. Aici a fost terenul Consiliului Județean Dâmbovița, transmis către Primăria Municipiului Târgoviște, pentru că numai noi eram eligibili pentru a accesa fonduri europene pentru realizarea acestui parc. În zonă va exista și un sistem automat de irigații. Iluminatul ambiental se va realiza cu stâlpi de iluminat și corpuri LED, iar iluminatul decorativ va presupune bolari și proiectoare. Valoarea investiției se ridică la peste 7 milioane de lei și este asigurată din fonduri europene. Nu este singurul proiect pe fonduri europene. De altfel, Târgoviște este în topul municipiilor după gradul de atragere a fondurilor europene. Cele mai multe proiecte și proiectele cu cea mai mare valoare sunt pe fonduri europene, de altfel vreau să reamintesc și faptul că pe exercițiul financiar european anterior, Târgoviște a ocupat locul 2 la nivel de țară din rândul municipiilor ședințe de județ pe ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene pe cap de locuitor. Încă un parc pe care urmează să-l realizeze primăria în Târgoviște este în pragul semnării contractului de execuție de lucrări.